La mulți ani, iubita. Wow, mi-ai luat flori. Da. Și vin. Wow, ce da. Drăguț. Dar ce s-a întâmplat? Nu-ți place? Bă, da. Mă, nu. Pe ce are? Da, aș vrea ceva. Film sau ce? Ei, film. Film, ceva. Nu știu, fiecare an tot vin flori, vin flori. Vreau să schimbăm ceva. Vreau să facem un roleplay. Ok, sigur. Pentru mine sună bine. La ce te gândești? La polițist? Medic? Da, la ceva mai autohton mă gândeam. La ce? Eu să fiu fată veselă și tu să fii... taximetrist. Taximetrist? Taximetrist, da. Ok. Hai să încercăm. Hai să facem, că să fim fani. Bună seara! Bună seara! La comandă? La comandă, da, dar nu prea am bani să plătesc. Mă întrebam dacă putem face cumva. Da, dar nu este nicio problemă, doamnă. Găsim un ATM sau poate îmi dați pe Revolut sau opțiuni sunt de tot felul, nu e o problemă. Ce faci, mă? Ce fac? Păi am zis că vreau să fii taximetrist și vorbești așa respectuos, ești îmbrăcat frumos. Hai, ia-ți rolul în serios, nu? A, păi ce n-ai spus așa? Hai că mă duc să mă schimb, tu coboară și facem din nou. Bă, dacă ești, n-ai emisie deloc, n-aude că îți plăci, plăci. Bună seara! Ia zi, prințesa, unde te duc? Pe strada Crizantemelor, dar să știi că nu am bani. Păi și atunci cum facem cu plătitul, bă? Ei, păi ne descurcăm noi cumva, că sunt fată descurcăreață. Cum așa? Ce zici de o plată așa în natură? Ce natură, doamnă, mi-i împlătești cursa sau dacă nu mergi pe jos? Tu n-ai înțeles, adică plată în natură, e că bem un vin, vorbim. Bă, femeie, tu n-ai înțeles? Nu te duc, ori faci rost de bani, ori ești afară, hai! Mă, ce te-a apucat? Cum ce m-a apucat? Îmi plătești cursa, hai! Mă, tu te-ai luat prea în serios acum! Adică eu te duc moca până acasă, după care îți mai ții companie și toată noaptea, dar altă treabă n-am eu? Adică după ce cât te plimb ca prostă prin București motorina mea și stau cu gurul toată noaptea aici înțepenit în scaunul ăsta. Păi de la mine nu se gândește nimeni, dar mie numai mai arde acum? Păi, Sergiere, vino-ți, cât ai luat-o prea în serios acum! A, scuze, m-a luat valul. Și zice că nu ai bani, prințesa, să te duci acasă, nu? Hai că rezolvăm cumva, mergem acasă la tine și discutăm puțin, facem să fie bine. Să-mi plătești cursa cumva. Bineînțeles, vreau să mergem pe strada Crizantemelor să îți dau o crizantemă mea. Auleu, auleu. Bună seara. Agent Mureșan de la Brigada Rutieră, în control vă îndreptați? Păi, mergem acasă cu iubita după ce ne-am plimbat prin oraș. Domnișoara cu decolteu de pe bancheta din spate, să înțeleg că este iubita, nu? Da, mm-hmm. Serios. Sigur. Da. Voi doi sunteți iubiți? Suntem iubiți, da. Altă scuză mai bună n-ați găsit? Serios, domnul polițist, chiar suntem iubiți? Auzi, domnul, dar dumneata ai cumva autorizație de taxi sau ride sharing sau ce mai faci tu pe aici? Nu. Da, domnișoara are autorizație de ride sharing? Domnul, vă rog eu, credeți-ne pe cuvânt, chiar nu e ceea ce pare. Dar bineînțeles, niciodată nu e ceea ce pare. Facem așa. Domnișoara, la secție, dumneavoastră, dosar penal, amendă 2000 de lei și ridicăm numere de matriculare. Domnul polițist, vă rog eu din inimă să ne credeți. Ea e prietena mea și o cheamă Anisia. Doar că ea s-o plictisit de Valentine's Day în fiecare an să sărbătorim la fel, la un vin și la o cină romantică. Și-o vrut în anul ăsta să facem ceva diferit, să facem un fel de roleplay. Eu să fiu taximetrist, ea să fie fată ușoară, să urci în mașină și să n-aibă cu ce să plătească și atunci facem noi o combinație ca să plătească altfel, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Vă rog eu din inimă, uitați că am aici 500 de lei, luați să aveți și dumneavoastră un Valentine's fericit. Sărbători fericite. 500 de lei. Doamne. Ce-mi plac mie sărbătorile ale voastre. Bun, puteți circula. Sărbători fericite. Mulțumim frumos, doamne. Dacă ți-a trebuit roleplay. Cum spui la roleplay-ul ăsta? Și ne f***t și cu banii luați. Da, mă auzi? Să știi că mergem la restaurant. Am făcut 500 de lei cu costumul pe care m-ai pus să-l port. Cine a zis că nu rentează să faci roleplay?